Nici eu nu-mi doresc ca pământul să fie vândut la străini. Îmi doresc pământul să fie utilizat de comunitățile locale, pentru că e o resursă pe care greu o puteți obține din altă parte. Însă, oricâte legi am dat noi la nivel național de a legifera vânzarea pământului către străini, oricâte legi am dat, nu pot aceste legi să înlocuiască dorința dumneavoastră a proprietarilor de a vinde sau nu pământul, de a-l vinde sau de a-l valorifica la nivel local. Și aș vrea să mai transmit mesajul primarilor care sunt aici în sală și care mă aud: nu facilitați cu orice preț vânzarea terenului până când nu ați făcut toate eforturile de a valorifica terenul respectiv în sat.